Salut! Bine ai venit! Ce se zice despre curent? Vrei să mă distrugi? Mituri despre curent. Da. N-ai. Nu e un mit curent, am mai vorbit despre asta. Bine, nu vorbim despre ce ai mai vorbit. Punct. Doamnelor și domnilor, tot oamenilor, sunt tati part-time, Alex Bogdan, actor, part-time tătic în film, full-time daddy mai încolo. Această experiență din film mi-a arătat într-un fel care sunt provocările, dar mai am foarte multe întrebări. Este acest un mit că crezi că vei fi îndeajuns de pregătit de a fi părinte? Hai să zic așa, să zicem pe șlau. No, cred că 95% din tot ce vedem legat de parenting în ziua de astăzi este un mit. Este o altă formă de a spune trei lucruri esențiale. Iubește-ți copilul. Iubește copilul. Petrece timp cu el. Petrece timp cu el. Și fii tu ok cu tine. Adică dacă tu ești ok cu tine, o să fii și copil ok. Dacă răcește copilul și e mic, șosete cu alcool? Depinde. Șoseta cu alcool o să stimuleze circulația la nivelul tălpilor, o să scoată temperatura afară. Deci este e un remediu băbesc care poate să funcționeze. Adică și e mai bun decât să-i dai din start ibuprofen sau paracetamol. Prijnițe pe piept când e răcit. Păi ce sunt alea prijnițe? Comprese. Comprese. Cu cartofi, cu cartofi și oțet. Ajută într-adevăr, pentru că căldura asta îți crește vascularizația în zona asta toracală, la nivelul bronhilor. Deci merge. Încep să facă merge, da. Da, da. Dacă plânge, cârpă înmuiată în țuică. Și ce faci cu ea? Păi da, e un sedativ. Asta este super rău. Alcoolul asupra unui copil în special atât de mic, când creierul este în boost, deci creierul e în nos, creierul se dezvoltă cel mai repede atunci, este, cum zic, îi oprește dezvoltarea creierului. Am văzut eu pe unde că ea de pe în țările nordice lasă copilul în cărucior să doarmă afară. Da, în extraordinar. E de rău? Nu, este super bine. Am prieteni care nu-și trimit copiii la grădiniță pentru că e frică să răcească. Din nou, joacă-o pe asta. O să răcească mult mai rău. O să fie copii predispuși la a face pneumonii mult mai severe când o să ajungă în școală și toți copiii au trecut prin răceli și ei o să o ia de la zero. Vreau să vorbim de manele. Da. Manele. Ce aveți cu ele? Păi ce aveți cu ele? E o întrebare foarte complexă. Nu, eu îi pun manele Anastasiei. Problema, e un stil muzical care îi distrează pe oameni și cred că trebuie să-l abordăm cu super mare diversitate, fraților. Corect. Cel mai bun mod de a-ți feri copilul să devină un dependent de droguri este să-l iubești când e mic. Dacă îl iubești și îi dai tot ce îi trebuie, fii un om complet care nu o să aibă nevoie de acele droguri. În schimb, dacă tu faci un om care este incomplet, el o să-și umple mereu golul cu acele droguri, să ai în risc să ajungă acolo. Fiți atenți. Cât poate să fie omul? Vrei să te ajut? Ce faci? Să fiu un pic de... Asta e chiar drăguț. Dai că nu... Mă vezi sau... Nu prea, nu? Eu te văd, mă simt ca într-o grădină, ca și cum am ieșit într-un parc. Hai că nu e bine acolo. Hai că am obosit, pune-mi și tu acolo. Unde e punctul ăla acolo? Ai grijă la asta. Așa. Mai. Acolo. Așa. Așa? Și mai am unul în spate. Hai. Un spate, ăla? Care? Ăsta! Și valetul? Ia-l. Așa. Dă-i, trebuie să nu strici sau ceva. Bagă la ci, bagă-te în spate. Alo! Hai. Ok. Nu mă zgâri. Ai distrus tavanul, ce să mă mai zgâri. Și pune-l în punctele astea. Acolo. Gata. Hai la loc. Ușa. E curent. Ce zice curentul? Zim, trage, dă-i tare, dai forță. Mai un pic, mai că nu e... Prea mult.
Mai trage un pic. Să intre un pic de aer. Stop, nu prea mult înapoi. Mai, stop. Am așa. Da, da. Salut. Bine ai venit. Ce se zice despre curent? Vrei să mă distrugi? Mituri despre curent. Da. N-ai. Nu e un mit curent, am mai vorbit despre asta. Bine, nu vorbim despre ce ai mai vorbit. Punct. Ce ai vorbit despre... Dacă ar fi fiecare podcast așa... Ai vorbit despre tot, deci ce să mai vorbim? Trebuie repetate lucrurile, să știi. Degeaba vorbești despre tot, dacă oamenii nu înțeleg și fiecare are o altă perspectivă. Aici vreau să-mi dai numai noutăți, numai bine. Chestii care nu s-au zis niciodată. Corect. Doamnelor și domni... Am și eu un mic intro. Doamnelor și domnilor, tot oamenilor, sunt tati part-time, Alex Bogdan, actor, part-time tătic în film, full-time daddy mai încolo. Uh-huh. Și te-am chemat aici, domnule, pot să spun Mihail? Zi Mihail, da. Te-am chemat aici pentru că mă pregătesc și fiu și o tată în curând. Serios, da? Da, tu ești deja. Da. Așa. Și aș vrea să fiu tătic. Da. Chiar în următorii 10-15 ani. Mai devreme. Okay. Așa. Ai deja o parteneră cu care vrei să faci un copil? Nu, dar copilul... Cum ar fi? Da, am o parteneră și ea de acord. Okay. Ceea ce e foarte bine. E important, da. Dar vreau să vorbim, pentru că eu să mă pregătesc să fiu tată. Această experiență din film mi-a arătat într-un fel care sunt provocările, dar mai am foarte multe întrebări. Și probabil că sunt foarte mulți oameni care se uită, care se pregătesc tot așa pe punctul de a fi, de a deveni părinți, care au temeri, domnule. Că este ocupația noastră în ziua de azi să fim cât mai speriați de ceea ce se întâmplă. Corect, sau vrem să fim cât mai pregătiți pentru ceva pentru care nu e... În fine. Adică este acest un mit... Ca să începem cu asta. Este acest, că vorbim mult despre mituri. Este acest un mit că crezi că vei fi îndeajuns de pregătit de a fi părinte? E de fapt, când după ce citești tot și vine, nu mai știi nimic. Aha, corect. Hai să zic așa, să zicem pe șlau. No, cred că 95% din tot ce vedem legat de parenting în ziua de astăzi este un mit. Este o altă formă de a spune trei lucruri esențiale. Iubește-ți copilul. Iubește copilul. Petrece timp cu el. Petrece timp cu el. Și fii tu ok cu tine. Adică dacă tu nu ești ok cu tine, o să fii și cu copilul ok. Deci dacă mai tu greu, nu ești ok cu tine, nu mai petrece timp. Joacă-le paste. Dar da, încearcă să fii tu ok cu tine însuți. Okay. Când vine copilul, iubește-l. Poți să înțelegi că o să fie greu. Da, o să ai nopți în care nu o să dormi. Nopți în care nu o să dormi. Da, și o să te întreb ce naiba m-am pus să fac un copil. De ce era nevoie de asta? Era totul foarte bine în viața mea. De ce nu poți dar treci peste ele și, și petreci timp cu el. Dar de ce nu poți să dormi noaptea? Pentru că se scoală. Cine? Că îl doare burta. Copilul. Copilul? Da. Nu doarme copilul? Depinde cum ai noroc. Sunt copii care dorm. Aici e super mult de noroc și fiecare copil e diferit. Și sunt copii care nu dorm. Au așa, au tot felul de regresii. După aia, fii atent, au chestii pe care le învață. Deci au lipuri, se cheamă. Regresii. Lipuri? Lip, da. Sau lapsusuri? Lip. Nu, lip. Nu-și aduc aminte cuvintele și de-aia vorbesc mai greu? Că ar vrea să zic că... și nu le vin, asta e? De-aia vorbesc mai greu? Într-un fel, nu, gânguri atunci. Gânguri. Da. Deci nu sunt gânduri, sunt vărul mai slab al gândurilor, sunt gângurile? Da, că fac bla bla bla. Când zice prima dată, mama, mama, aia țeapă, nu zice mama, el gângure. Zice mama, mama, da. Deci e o bucurie falsă aia, că a zis nume, n-a zis nimic, nu știe. Ne-am dus departe, ne-am dus foarte departe. Ne ducem, ne întoarcem, nu e... Ideea este că copiii... În perioada asta, când sunt foarte mici, creierul, asta se știe deja, ne repetăm, creierul e o burete și e o pastă care absorbe tot sosul. Paste uscate. Paste carbonara? Nu, paste carbonara ai tu. Nu mai intră nimic. Cu sos pesto. Da, deci dacă pastele tare carbonara mai pun ulei, se scurge pe lângă în farfurie. Ah. La copil, pastele alea sunt uscate, poroase și orice pui intră acolo. Și el învață chestii, dar chestiile de la început sunt foarte basic și... sunt aceste lipuri, sunt aplicații, sunt o grămadă de aplicații acum, când notezi ziua în care s-a născut copilul și aplicația te anunță, de exemplu, la al doilea copil, la Navani. Ascendentul. Nu.
te anunță cam când o să fie următorul lip, pentru că sunt foarte previzibile ele. Și creierul, fii atent, învață 15 zile, învață ceva și după aia, când intră în lip, copilul nu poate să doarmă noaptea pentru că este foarte bucuros de achiziția pe care a făcut-o. Și, de exemplu, o să ai nopți în care copilul a avut o achiziție care este, de exemplu, și-a dat seama că poate să facă așa cu buzele și toată noaptea face așa. Deci tu vrei să-mi spui că copilul intră pe telefon și face achiziție de pe site-uri și ăsta e bucuros că trebuie să-i vină coletul? Deci asta, nu, de-aia nu doarme fost, că... Asta a fost una dintre glume. De-aia nu doarme că el face comenzi? Depinde la ce vârstă. Da. Hai să ne întoarcem la copilul mic. Când e... Deci vreau să o iau de la zero. Da. Deci m-ai speriat că asta cu nu doarme, eu am crezut că l-ai făcut și doarme. Da, nu doarme și poate să nu doarme până la 2-3 ani. E foarte important să știi asta tu și cu partenerul tău, partenera ta, pentru că va trebui cineva din voi să nu doarmă cu el. Pentru că are nevoie de dragostea voastră și să-l ții în brațe, să-l plimbi. Îl plimbi 2 ore, 3 ore, cât e nevoie. Stai cu el, îl plimbi cu căruțul prin casă, ieși cu el pe afară. Sunt unii care îl pun în mașină și pleacă pe autostradă cu el, că doar așa doarme. Chiar dacă n-ai treabă? Chiar dacă n-ai treabă, te duci ca te să duci pe autostradă? Da, pentru că tremurul mașinii cumva la doarme pe copil. Trebuie să se facă autostrăzi mai mult atunci. Da. Să poți să ieși repede. Corect. Dacă stai la Iași. Până e noaptea. Adică te duci pe drum. Te duci pe drum. Da. Și... Du-te, pune gaz, fă căldură. Da, e costisitor asta. Poți să-l plimbi cu căruțul pe pavaj, de exemplu. Și atunci ca să-l zgâlți. Da. Și ce înseamnă zgâlțitul ăsta pentru el? De ce îi aduce aminte? Cumva îi aduce aminte de faptul că se zgâlțea în burtă, că e în burtă, sunt într-un sac amniotic, în lichid, da. Și mama se mișcă cu el. Și atunci se tot mișcă, știi, în continuu și simte toate, cumva așa aduce aminte. Hai să o luăm... Hai să o luăm de la început, Hai. Copilul stă în sacul ăla, de-ai zis, da? Da. E apă acolo? E destul de strâmb. Adică nu-ți imagina că ești într-un bazin. De ce după aia, nu, când naștem copilul, de ce nu stă într-un acvariu ca niște pești? Păi e fierent, pentru că el trebuie să respire. Păi da, a stat în apă. Da, dar în apă respiră, el aer. Este... nu respiră aer. În apă, plămânii, în lichidul amniotic, plămânii lui nu funcționează, da. Dar el este legat cu cordonul umbilical de maică-sa. Deci respiră prin maică-sa. Maică-sa respiră, hemoglobina lui maică-sa captează oxigen, se duce prin cordonul umbilical și el este în continuu aprovizionat cu oxigen. Când a ieșit din sacul amniotic, când e născut, da, și se rupe cordonul. S-a decuplat de la aer. El s-a decuplat de la aer. Și se sufocă. Nu se sufocă, începe să urle. Copilul când se naște, sperie. El urlă mai degrabă ca un reflex, este un reflex prin care el dă afară din plămâni ce mai are. Cum am și eu acum. El urlă ca să dea afară. Eu nu urlu, nu. Și atunci începe să respire. Deci e un șoc pentru el. Da. Mai e un șoc de care e pregătit. Știe Golanu, dar nu știe la ce se așteaptă. Crezi că trebuie să existe opțiunea copilului de a se naște? Sau el chiar există, apasă niște butoane acolo, zice, hai că vin? Procesul ăsta e destul de complex și e cumva ghidat hormonal, dar da, el simte momentul că trebuie să se nască, eliberează ceva, corpul reacționează altfel, simte că deja a ajuns la termen și începe să se nască. Totuși, există sarcini în care se nasc mai repede decât ar trebui și sarcini în care întârzie. Și dacă întârzie peste 42 de săptămâni din ziua concepției, atunci e indicată intervenția chirurgicală. De unde știi toate chestiile astea? Păi le-am învățat la facultate și nu le-am tot învățat și m-am tot lovit de ele. Ba da, multe le-am uitat. Deci nu poți să zici că ești sigur de ceea ce zici. Băi, cred, da. Bănuiesc că pe acolo e. Ok, cam... deci urmăriți, dar luați cu pipeta. Nu ziceți. A zis doctor, sigur e așa. Mai verificați, mai cereți. Verificați pe internet, că ăla e doctorul șef. Internetul e super șmecher, să știi. Este. Și ce mă enervează, că dacă... ești în cabinet și vine un pacient la tine și zice că are ceva, o problemă, și tu cauți pe net problema lui, crede că nu ești bine pregătit. Dar, de fapt, îți ia un super bun instrument. Și medicii afară, în țări civilizate, pentru că oamenii permit asta și nu li se pare ciudat, e super tare. Zic, cât poți tu să înmagazinezi, dar câte poate să zică internetul sau site-urile de specialitate pe care poți să cauți despre simptomele pe care le are pacientul, ce întrebări are, trebuie să-i mai pui. Deci da, internetul este super șmecher. Mă doare aici spate, domnul doctor, stai așa, să vedem. Doare spatele, unde, în ce e aia? La
nu știu, în ce zonă e aia? La jos, spre fund, jos, spre fund. Așa nu, dar fie, dacă te doare spatele într-un mod specific și iei un medicament anume, eu pot să caut efectele adverse ale medicamentului sau asocierea între două medicamente pe care n-ai cum să le ții minte. Hai că am găsit. Da, nu mă pricep. Hai să te întreb, vreau să discutăm un pic miturile astea, pentru că am avut și eu bunici. Da. Și am avut și această chestie de la maică mea. Deci după ce m-am născut, m-au făcut cocă. Dacă se mai știe de cocă, procesul de cocă. Ce era? Coca? Da. Deci te bagă, te înfășoară și ești... Când e copilul mic, să-l țină. Okay. Da. Și se zice înfășat ca să nu fie crăcănat. Uh-huh. Adică le legau picioarele, așa, și după aia maică mea îmi zicea că eu odată la așa, te rotisam ca pe un pui. Uh-huh. Adică mă întorcea pe o parte pe stânga, pe parte pe dreapta, așa, ca să nu am capul bombat. Sau plat, ceva. Corect. Ține mai mult de presiunea care se pune pe o parte și pe alta și e bine să întorci. Inclusiv un pacient, de exemplu, adult care stă în terapie intensivă, el trebuie și nu se poate mișca, el trebuie întors de pe o parte pe alta, pentru că prea multă presiune pe țesut, nu neapărat că îți bombează capul, cu toate că oasele nu sunt cusute încă, sudate. Da. Și este posibil, dar prea multă presiune pe un anumit punct constant poate să ducă la ceea ce se cheamă scară. Adică locul respectiv nu-i place prea multă presiune și începe să se degradeze. Deci e bine să-l tot rotim. Și, într-adevăr, copiii se calmează când îi strângi, pentru că el așa a stat toată existența lui în burtă. Și îi se pare... cumva nefiresc. Natural. Nu, îi se pare nefiresc să stea să fie așa. Crăcănat. Da. Să și atunci e bine să fie înfășat. Că el habar n-are de el. El nu știe ce. Nu ce gândește un copil când se naște? Are gânduri? Asta e foarte curios. Asta e chestie foarte curioasă. Că eu mă uit la ei, adică m-am mai interacționat. E interesant că n-avem amintiri până la 3 ani, știi? Dar acolo se întâmplă foarte multe complexe. Dar sunt bănuieli. De exemplu, un copil până la 3 luni, el nu te vede, el nu te recunoaște, el vede niște lumini și niște culori, pete de culori. Și imaginează-ți, el aude niște sunete strani, vede niște pete de culori și nu înțelege absolut nimic. Dar creierul lui începe să învețe. Eu așa mă simt în fiecare zi. Adică sunete, culori, sunete strani, oameni, pete de lumini, farul de la mașini, oameni care mă înjură, cam aia aude și un copil. Și el când vede mama, vede așa ca pe o lumină, vede cea mai mare lumină, adică are, nu știu, cu tata, dacă nu e pe acasă, nu e lumină pentru el. Nu mai vede. Trebuie să fie cel puțin unul dintre cei doi și asta cu lumina chiar e o explicație metaforică a ceea ce se întâmplă biochimic în creierul unui copil când el este în prezența mamei. Deci un copil, s-au studiat chestiile astea, s-au făcut analize, un copil care stă în brațele unei mame care îl iubește și îi vorbește și îl ține la piept, secretă foarte multe endorfine, secretă foarte multe, hai zicem, droguri endogene care dezvoltă creierul spre iubire, spre... Vreau din nou copil să fiu. E o chestie extraordinară acolo. Și lipsa iubirii mamei, dacă mama nu-l ține în brațe, nu o să secrete asta și o să ducă la oarecare traumă. Copiii care sunt născuți cumva fără părinți sau care nu sunt iubiți, purtați și iubiți în mod real, sunt oameni care sunt foarte predispuși la a dezvolta dependențe. De fapt, se crede că așa apar dependențele. Sunt oamenii care fac, care consumă droguri, amfetamine, opioide. Acele substanțe se duc fix la aceiași centri nervoși care reacționează la iubirea mamei și centrii aia țipă după acea dragoste și în viața adultă. Și tu când... Asta e diferența între o persoană care a fost iubită în copilărie și încearcă pentru prima dată un drog și zice, ok, dar m-am mai întâlnit cu asta, e o iubire pe care o știu, dar există o altă formă sănătoasă a ei. Și persoanele care nu au avut parte de ea și când consumă prima dată acel drog, ei descoperă iubirea. Și pentru ei acel sentiment este de neegalat, din păcate, și așa apare dependența și de asta unii devin dependenți, alții nu sunt. Iubiți-vă copiii. Absolut, iubiți-vă copiii. Esențial, absolut esențial. Vreau să te întreb, stai că am o... ce e asta? Vreau un diagnostic rapid, că simt că mă pierd. Sunt bolnav, doctor, ce trebuie e cu mine? Să te ascult, trebuie să te am, da. Când e mic, când e foarte mic, copiii sunt sensibili. Da? Adică sunt vulnerabili, să zic așa. Dacă răcește copilul și e mic, șosete cu alcool? Depinde. Șoseta cu alcool o să stimuleze circulația la nivelul tălpilor, o să scoată temperatura afară, deci este o
e un remediu băbesc care poate să funcționeze. Adică și e mai bun decât să-i dai din start ibuprofen sau paracetamol ca să-i scazi temperatura. Că mi se pare cu atât mai bine că dacă copilul e răcit, îl ții aici. Zicem că avem copilul, da? E pus și o setere cu alcool și stai și cu un picior și... mai tragi din șoseta aia, mai... Adică e win-win și copilul își face treaba așa. Fii atent. Tot când e răcit, tot când e mic, nu te uita. Ca să te pregătești tu cu mintea ta de doctor. Prijniță pe piept când e răcit. Pe ce sunt la prijnițe? Comprese. Comprese. Cu cartofi și oțet. Așa îmi făcea și maica mea, dar nu făcea cu oțet, făcea cu, doar cu cartof. Dar știi cum îmi făcea? Punea ziar mult. Așa. Acum zic că nu mai e bine cu ziar, pentru că ziarul are un tuș și se poate absorbi și are piele, și tot felul de știri nasoale care pot să intre în piele. Să-i ferim, da. Fără știri. Corect. Punea multe foi de ziar, cartof fiert, tăia pe jumate pus aici și scotea câte o foaie de ziar la un minut. Mai citea, știi? Mi se pare iar win-win, că ai copilul, e răcit, are febră, pui cartofii, efectiv lângă ceafă, iei cartoful de pe copil și îl ține și la cald. Altceva ce mai vrei? Hai să trecem la următoarea întrebare. Nu, ajută într-adevăr, pentru că căldura asta îți crește vascularizația în zona asta toracală, la nivelul bronhilor. Deci merge. Încep să facă merge, da. Categoric. Cartofi prăjiți poți să pui? Dacă e. Trebuie fierți. Păi, păi hai să ne gândim de ce n-au pus cartofi prăjiți. Pentru că sunt subțiri, se răcesc repede, nu țin căldură. Corect, și mănânci repede până îi pui prea gustoși. Fii atent că e și o continuare la asta. Cartofii ăia, ci că nu e bine să-i prăjești, să-i mănânci după aia. Cartofii fierți care stau pe piept, îmi zicea bunica mea că nu e bine să-i mănânci pentru că ei, de fapt, trag rău din tine, știi? Și rămâne acolo. Păi, da. Bă, nu există studii în privința asta. Pare logic așa. Pare logic. Dar în același timp, tu ca părinte, nu zici chestia aia, dă să iau tot rău din tine. Aha. Îl iei, îl mănânci, să nu mai vină la copil. Dacă ești un părinte care își iubește copilul, dacă nu aruncă cartofi. Poți să faci o salată de cartofi. Dacă plânge. Da. Dacă plânge, cârpă înmuiată în țuică. Și ce faci cu ea? Păi da, e un sedativ. Asta este super rău. Sunt inclusiv, de exemplu, înțeleg că sunt foarte multe femei în provincie, sau erau cel puțin pe vremuri, care consumă alcool când alăptează. Alcoolul ăla se duce în glanda mamară și se secretă în lapte. Și tu, practic, îl expui la alcool pe copilul tău de când este mic, iar alcoolul asupra unui copil în special atât de mic, când creierul este în boost, deci creierul e în nos, creierul se dezvoltă cel mai repede atunci, este, cum zic, îi oprește dezvoltarea creierului. E un sedativ care oprește acea dezvoltare și tu practic îl predispui la copilul tău la avea un IQ mai mic în final decât ar putea avea. De ce asta s-a întâmplat cu mine, mă? Ce spunea în cârpă? Dacă nu mai putea să-mi ia cârpa aia. Deci ideea e că, într-adevăr, este eficient, dar cu un cost foarte mare. Îl predispui la copilul tău la un mega toxic alcool. Deci, fii atent, asta e... Am văzut eu pe unde... Că ea de pânțările nordice lasă copilul în cărucior să doarmă afară. Da, în extraordinar. E de rău? Nu, este super bine. Cumva... Știi cum trebuie să ne gândim la cum am evoluat noi ca specie umană, ca primate? Și noi am evoluat în peșteri, în păduri. Trăgea curent, era frig, aer. Exact. Și corpul se adapta la asta. Corpul tău se poate adapta la asta și e făcut, are mecanisme de a se adapta la asta. Adică să reziste atât de mult la frig? Da, dar tu nu scoți dezbrăcat la frig. Tu îl scoți îmbrăcat, dar respiră aer rece. Acele căi respiratorii sunt făcute să respire aer rece. Ele, ca să funcționeze normal, dă-i aer rece să respire. E ca o mașină pe care nu o folosești. Noi acum, în ziua de astăzi, suntem mașini pe care nu le folosim. Dacă îți bagi mașina în garaj și nu o folosești 2 ani, o să se strice, o să ruginească. Nu știu ce se întâmplă. Dar nu e bine să o bagi. Nu mai pornește motorul după aia. Pentru că ea are mecanism. Da, asta. Dar are mecanisme făcute să lucreze. Deci ca avioanele. Avioanele nu trebuie oprite. Avioanele zboară în continuu. Dacă l-ai oprit, l-ai ținut, nu știu, o lună, trebuie să-l verifici.
El trebuie să zboare în continuu. Ciclu la fel și corpul, da, la fel și corpul trebuie să fie folosit cu mecanismele lui. De asta, de exemplu, am vorbit de duș rece mai devreme. Corpul tău este făcut să se expună la frig. Da, el are mecanismele acolo care așteaptă să fie expus la frig. Tu trebuie să le folosești, chiar dacă n-are nicio noimă, de ce ți-ai face un duș rece dimineața? Tu îți folosești niște mecanisme arhaice de care nu mai ai nevoie acum, dar pe care le ai și care zac acolo. La fel și copiii. Și au... cum facem efectiv? Deci am bebelușul, da? Da. Are un an, are doi ani, l-am îmbrăcat, l-am pus în cărucior și îl scot pe hol. Și te duci afară, depinde, dacă ai curte, îl scoți în curte, dacă ai balcon, îl scoți pe balcon. Dar nu noaptea la să doarmă, ci ziua, să tragă un pui de somn. Da, 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 poate să facă puiul de poate să facă somnul de prânz, de exemplu. Câți părinți crezi că sunt de acord cu chestia asta? Că eu, copilul se iasă frig, Inclusiv nevastă mea nu e de acord cu asta, ca să înțelegi. Dar poți să-l plimbi, adică, de exemplu, nu există, din prima zi în care se naște copilul, nu există niciun motiv meteorologic decât ceva ploi superabundente discol, sau chestii nasoale, erupție vulcanică sau grindină. Astea sunt condițiile în care ții copilul acasă. Okay. În rest, din prima zi în care copilul s-a născut, scoate-l. Trebuie să-l scoți afară și îl plimbi afară. Îl duci în parc. Păi da, dar afară e aer poluat. Este adevărat, foarte adevărat. Fonică. Te uiți, fonică înjură, nu contează. Înjură lumea. Aude da, copilul că se înjură. Foarte bine, dar asta e lumea reală. Trebuie să fie expus la asta. Poluarea, polen. Într-adevăr, polenul nu te interesează atât de mult și cu cât îl expui, se pare că cu cât îl expui copilul mai de mic la alergeni, polen, pisici, unde arahide, nu știu, ouă, riscul lui de a face alergie este mai mic. Da, deci cu cât îl expui mai repede la anumiți alergeni, atenție, riscul lui de a face alergie e mai mic. Poluarea, sunt aplicații pe care poți să intri și care îți arată nivelul de poluare și, într-adevăr, e bine să alegi perioada în care îl scoți. Adică, dacă nu scoți la 8 dimineața, când sunt toate mașinile pe stradă, nu știu, scoți la 1. Mă scoți. Ai văzut că mai sunt și de-astea zile în care a fost acum zile libere, nou circulat și tot poluare. Adică mai sunt și chestii, nu numai de la mașini. Da, corect. Deci vreau să-mi explici sau să explici părinților cum fac acel switch în capul lor, adică grija aia excesivă, frica aia să nu pățească, Doamne, ceva. Că eu numai asta am auzit când eram mic. Părinții mei, maică-mea cel puțin, pentru că ea a venit de la țară și a reușit în viața, a urcat niște trepte la care nu își imagina vreodată că o să ajungă. Și atunci a pentru noi, față de noi, a avut o grijă excesivă. Și atunci a fost, Doamne, să nu pățească copilul ceva. Era tot timpul, auleu, adică, ca pe, știi? Da. Și cum ne detașăm, nu e un cuvânt bun, cum ne eliberăm cumva de chestia asta și să scoatem copilul? Când e frig, dacă, adică să-l învățăm cu mediul. Asta te ajută la multe alte lucruri, să ai o astfel de abordare, pentru că el o să ajungă la școală unde o să fie expus la înjurături, la bullying. El o să fie expus, de ce să mă gândesc, și la pornografie. Adică e atât de la îndemână telefonul acum, da? Nu e ca pe vremea noastră. Pe vremea, adică pe vremea mea, la școală, venea câte un prieten la clasa 4, câte un poster și ne uitam cu toții la niște sâni goi și ni se părea extraordinar. Acum lucrurile sunt mult mai accesibile și atunci cred că prima expunere verbală, conștientizare, vorbire despre asta, trebuie să înceapă de la tine. Pentru că tu ai un control a ce explici copilului. Uite, m-a întrebat Anastasia acum câteva zile, mergeam, zice, tati, ia uite ce scrie acolo, sex shop, ce acolo? Ce găsești acolo? Joacă-o pe asta. Explică-i. Intră și devină milionar. Uite, hai să... Bonus, tati, uite! E o discuție care trebuie abordată din perspectivă de adult, dar nu dintr-o foarte mare protecție. Pentru că dacă tu o să-i spui, lasă, tati, sunt prostii acolo, nu te interesează. Anastasia are 9 ani. Da. Adică e momentul în care o să și discute asta la școală, cu alți colegi. Ea o să afle asta oricum de la școală. Poate o să o afle într-un fel corect. Poate o să o afle într-un fel incorrect. E important să explici că, uite, oamenii când fac dragoste, o fac inclusiv prin contact sexual și există organe genitale. Există vagin, există penis. Și oamenii au fost atât de inventivi încât au inventat penis de plastic și vagin de plastic, cu care poți să ai o plăcere sexuală fără să ai un contact fizic cu altă persoană. Deci și de acolo încep să curgă întrebările, dar ideea este că ar trebui să nu ne fie frică să ne protejăm copiii, să ne protejăm copiii, pentru că ei o să fie expuși oricum frigului,
Da. Oricum o să fie expuși virozelor, colectivității, bullying-ului și al lumii reale. Și atunci tu trebuie să ai grijă, cred, ca părinte, să-l protejezi atunci când viața lui este în pericol, să știi când e ok să-i livrezi o informație, dar tu să începi expunerea și la frig, și la viroze. Am prieteni care nu-și trimit copiii la grădiniță pentru că e frică să răcească. Din nou, joacă pe asta. O să răcească mult mai rău. O să fie copii predispuși la a face pneumonii mult mai severe când o să ajungă în școală și toți copiii au trecut prin răceli și ei o să o ia de la zero. Cum e asta cu câh? Cu... Nu... Câh, câh, de jos. Cum e? Cum lăsăm copiii? Adică să ia, să apuce, e ok? Știi? Adică... Da, teoretic e ok. Și uite, aici e teoria igienei care spune că pentru că trăim într-o lume civilizată și foarte igienică... E mai curat tot. E totul mai curat. Da. Copiii nu se mai expun la germeni și atunci microbiomul tău de pe piele, de pe intestine, e mult mai sărac. Și microbiomul ăla din intestine ce? E o colonie întreagă, e un oraș, e un megapolis, e un... Imaginează-ți... București? București de 1 milion de ori. De 1 milion de ori București. Și cine e primar care trăiesc toți acolo? Cine e președinte? Cu cât e totul mai divers, cu cât ai mai multe etnii, rase de oameni, pături sociale, cu atât orașul ăla o să fie mai echilibrat. Dacă tu ai un oraș foarte sărac, oamenii o să fie foarte fricoși, străzile goale, n-ai la cine să strigi după ajutor, reactivitatea lor o să fie, stresul lor o să fie mult mai mare. Asta se întâmplă cu copiii care nu sunt expuși, care sunt mereu câh, care sunt cu șervețelul umed să-l șterg mereu după ce s-a dat. Spray dezinfectant. Vede-ți copilul, intră, fă-l. Da, corect, spălat totul și copilul ăla are un microbiom în final care este sărac. Și dacă pui dacă adaugi la asta tratamentele cu antibiotice, care se dau în România, din păcate, pe bandă rulantă, dacă pui nașterea prin cezariană, care e extrem de... Cum zic, dacă e indicată, e indicată. E indicată ca să salveze viața copilului sau a mamei. Să nu riști când pericolul este iminent. Dar în rest, imaginează-ți diferența între o naștere normală, care este pe canalul vaginal... Pe unde trebuie să se ducă omul. Da. Să duce urs, da, nene. Corect. Așa mi se pare ca în Alien, știi? Da, iar acolo e steril. La cezariană este steril. Deci un copil care se naște pe canalul vaginal, mama nu primește niciun antibiotic, el este colonizat cu bacterii benefice. Înțelegi? Și pe acolo curge tot. Nu știu, și cum e o naștere? Deci la naștere curge tot. Nu știu cum curge și lichid amniotic, curge și urină, curge, face și treaba mare, este tot la oaltă, pentru că tu apeși. Și iese tot. Și corpul nu știe, zic că stai un pic, hai să dăm drumul la copil. Zi-mă, nene! Nu e cu semafoare, e cu tot. Am fost, da. La tine sau la altele? Nu, la mine nu am fost. La mine preferam să fost stau la în altele. Spate. La tine, dar tu ai putut, n-ai putut... Bă, nu pot, că știi când vezi, când lucrează unul la o dată. Nu, mă bag și eu un pic. Dă în coacă, e copilul meu! Bisturiu, ce se... La mine, din păcate, ambii copii s-au născut prin cezariană. Și din necesitate. Încă nu știu. Nu știu. Încă te roade chestia asta. Da, dar știi cum, când vii la doctor care zice, băi, știi, eu nasc foarte mult prin naștere naturală, și cred că discursul ăsta îl poate identifica orice femeie a născut, aproape orice femeie care a născut în România prin cezariană. Deci la doctor și zici, bă, eu am auzit că e mai sănătos să nasc natural. Așa. Capul se întinde altfel. Tu cum te-ai născut? Țeavă! Corect, țeavă! Mă rog, și mi-am prins, a fost nasol că m-am sugrumat și a fost o urgență, a trebuit să mă duc la mine, pe mine m-a tras cu forcepsul. Da. Dar capul îl recunoști la copii. M-a blocat cu nasul, da. Deci nu-i... Capul copiilor care se nasc prin cezariană e rotund, ca o minge. Și ăla e alungit. În fine, ce ziceam? Beneficiile când ieși acolo cu toate alea. Exact. Cu... Și ce zic ginecologic? Când ești la ginecolog, zice, da, domne, eu nasc pe naștere naturală. Da. Și după aia, cu o săptămână înainte de termen, îi zice, băi, am făcut o ecografie, dar se vede pe acolo, pe la gât, o arteră care nu e... Eu n-aș risca. De fapt, riscul... Băi, și eu am întrebat, zic, auzi, dar nu mai bine așteptăm, am trimis second opinion la altcineva să vadă. Zic că, băi, nu văd nicio problemă, adică e absolut normal. Și m-am dus din nou la medicul ginecolog. Nu putem să facem altceva? Și mi-a zis, bă, de ce să riscăm să fie copilul paralizat sau să fie... O, când îți zice asta, îți dai seama, da, că zici, te rog, corect, lasă-o. Și altă problemă este că nașterile se fac, adică este un procent foarte mare de nașteri care se fac la privat, iar la privat ai program, ai sală operatorie, nu poți să stea după tine să aștepte 12 ore, să stai în travaliu, să ducă la sală, să stai și după procesul tine. Ăla ajută, nu cumva? Adică
Adică, da, nu știu în ce măsură ajută, adică e prelungit, dar el poate să, adică există, cum zic, travaliu descris de 20 de ore. Deci tu poți să stai în travaliu pe pat cu picioarele crăcite, să stai și să împingi și să țipi și așa, 20 de ore. Și mama e perfect sănătoasă după acest travaliu prelungit și copilul e perfect sănătos și tot e ok. Dar că e mai dificil. Da, deci e extrem de important, pornind de la ce ai întrebat tu cu ștersul pe mâini, dacă pui la socoteală nașterea prin cezariană, luatul de antibiotice și o igienă foarte exagerată, cu ștersul mâinilor, nelăsat copilul să meargă pe jos. Copilul nelăsat să stea cu animalele. Că noi am trăit în natură, am trăit și cu animale, am umblat pe unde umblau animalele. Deci copilul ținut într-o completă sterilitate are un microbiom foarte, foarte sărac, care, fiind sărac, fiind singur, e foarte speriat. E ca un om care lasă un om singur 10 ani, o să fie foarte speriat. Așa e microbiul. Și atunci de-aia e vorba aia, știi, că aia e mai bolnăvicios al meu. Și atunci el e mai tirat, e mai de acolo expus tot timpul. Bolile autoimune, de acolo apare exact această lipsă de reziliență. Lăsați-mă cochii, nu? Lasă să apuce, lasă să bage în gură, lasă un absolut. Pic. Sigur, fără să exagerezi, adică nu iau... Există și riscuri, bine, poți să apuci de pe jos și să iei un parazit. Da, ăla nu mai face imunitate. Ăla se dezvoltă în tine, apar niște simptome, duci la doctor, îl tratezi. Deci orice lucru are riscuri, nu există un lucru fără riscuri. Dar dacă pui în balanță aceste mici riscuri cu beneficiile imense ale expunerii la lumea reală de mic, atunci nu avem despre ce discuta. Hai să mergem un pic la o chestie, că m-ai speriat cu aia, cu dormitul, cu nu e somn, nu știu ce. Da. Am auzit că copiii și plâng. Da. Mai plâng, nu? Uh-huh. Și asta știu că atunci, din momentul în care plânge copilul și are nevoie de atenție, indiferent, tu trebuie să-i oferi. Uh-huh. Există și recomandări să lași copilul în pace să plângă. Asta am auzit, adică... E o aberație. E o aberație și e demontată și complet științific. Copilul când plânge, are nevoie de tine. Da. Și trebuie să te duci și să vezi ce se întâmplă. Dar știi ce? Adică mie mi se pare dubiu. Eu dacă am o problemă și dacă eu încep să plâng... Eu nu simt, eu acum, un om mare, eu care am toate gândurile la mine, sper, eu nu simt, lăsați-mă în pace, am nevoie să mă ia cineva în brațe. Da. Am nevoie de alinare, de confort, mai ales de la persoana care e cea mai apropiată de mine, viitoarea mea soție. Dacă eu am o problemă, eu nu o să zic să uite la mine, lasă că și-o rezolvă el. Adică e un gând atât de stupid. Adică e... Și tu ești adult, adică tu ai mecanisme de a te adapta la un stres. Exact. El nu are niciun fel de mecanism. Și el atunci are nevoie trebuie acolo. Luat. Vorbind de chestia asta de plâns, e bine să avem un aparat de măsurat de decibeli? Adică dacă plânge prea încet, ok. Adică să fie, dacă trebuie un plâns sănătos, știi? Da. Nu, că e chiar important, că sunt... Dar o să zic, există aplicații care îți spun cauza plânsului. Nu, nu mă sperii prea tare. Adică AI, ce-s astea? Da. Aplicații AI care au... Care înțelege? Au înregistrat, nu știu, câteva zeci de mii de plânsuri și au identificat cauza plânsului. Nu se poate. Și aplicația, prin intonația cu care plânge, prin frecvența, prin sunet, își dă seama, face diferența, cel puțin când am încercat eu, între trei tipuri de plâns. Plâns de moft, nu știu ce înseamnă, nu știu, e mofturos, ceva nu-i convine. Nu-i convine ceva, plâns da. De, foame. Plâns de foame, foame, plâns de durere doare și ceva. Plâns de schimba scutec. Și le-am că încercat. El genează... Da. Și îl încerci și zice, e de durere. Și ei îl plim, nu știu ce, plâns de foame, îi dai mâncare. Da, dacă vezi acolo pe telefon și zice plâns de moft, nu poți să zici, hai că e și mofturos. Sunt copiii au zile în care se trezesc mofturoși și sunt prost dispuși, la fel ca cum suntem și noi. Și e cu atât mai mult într-o perioadă de creștere, când niște creierul ăla, din atât... Se face, explodează. Se face atât. În cât timp? Scurt. Păi nu, în câțiva ani. Mă rog, câțiva ani crește. El crește rapid. Da, crește rapid și el trebuie să-și păstreze toate funcțiile. El crește, e ca și cum te-ai muta. Imaginează-ți că stăm aici și în timp de 9 ani tu trebuie să te muți în fiecare zi la un apartament un pic mai mare, un pic mai mare, un pic mai mare. Nebunești. Dar să lași masa acolo, să lași plita acolo, să lași baia acolo și să te tot extinzi. Deci noi să avem 100 de metri deja în spate, în stânga, în dreapta și noi stăm aici. Și noi stăm aici, dar lucrurile trebuie să fie funcționale. Și la un moment dat, în unele zile, nu o să mai ai baie. Da? Sau nu să mai ai cuptor cu microunde, că te muți. Și așa și copilul, cât crește, are tot felul de momente în care e mai prost dispus, e mai supărat. Cum facem să... Uite, asta chiar zic, vorbesc chiar sincer, așa, printre multe alte glume. Mă gândesc tot timpul, vreau să fiu tată, vreau să am un copil, îmi doresc o fată, știu că asta nu pot controla, dar asta îmi doresc. Și nu știu
frica mea cea mai mare, frica mea cea mai mare e să nu ajung să cresc un copil care e alintat sau nu știu ce. Da, e. Păi, și asta vă trebuie să controlezi. Dăm niște, adică și niște... nu depinde de tine. Da, de ce? Pentru că se duce la, nu știu, se duce la bunici, dacă are. Nu mai are. Ok, am se scăpat. Duce, nu știu, se duce la frați, surori. Ai. La rude, orice fel de rude, dar la niște prieteni, sau vine, nu știu, cumnată ta, sau vine, adică vin rudele și în special dacă e primul copil, dar nu neapărat. Nu mai vine nimeni, nu mai vine nimeni, ușa închisă, nu vine nimeni. Corect, uite, de exemplu, nevastă mea mi-a zis când, înainte să se nască Navanii, deci fix o să, în primul rând, o să vezi, când o să ai copil, Instagramul tău se transformă în, preponderent 70% mimuri și glume despre copii. Nu știu cum simte, dar simte, că le vezi și te identifici foarte tare cu ele. Și sunt o grămadă de mimuri cu oameni care râd, știi, ha, ha, ha. Să știi că am și deja. Scrie sus. Am. A, da? Încep să am. Și scrie sus cum reacția mea când un următor părinte îmi zice, eu nu o să-l las să se uite la telefon, da. La mine o să doarmă la program și nu o să-l las să mănânce chipsuri. Adică unele lucruri, cât de mult ți le-ai dori, da. E foarte greu să le, să le controlezi. Zi-mi asta, că asta e... Deci, Mihail... Am văzut o imagine cruntă. Eram cu Cătă, beam o bere la o terasă, vară. Lângă noi, un Cătă copil... Cătă e cine? Soția mea. Așa, bun. Nu Cătălin. Da. Măruță. Bă, pentru că i-am... Pare că i-am luat toată viața. Lângă noi, beam o bere și noi, liniștiți, lângă noi, un copil de 3-4 ani, îți jur. Telefonul, aici. Da. Se uita la jocuri, ceva. Adică era acolo, era Vortex. Da, da. Lângă el, ceea ce am dedus eu, pentru că am stat ceva timp, bunica sa. Da. Și bunica sa stătea, era acolo, copilul era aici, așa. Așa. Făcea un pic așa, era așa. Vine mâncarea. Vine o porție de paste și bunica o pune în fața ei și fii atent ce se întâmplă. Ia cu furculița și dă ăstuia să mănânce și ăsta era așa. Da. Și nu s-a... Dar nu s-a uitat la mâncarea aia, nu s-a uitat la bunică sa. Mai mult decât atât, când s-a ridicat așa, s-a ridicat cu ăla. Deci el nu... Și eram în parc, eram în Cismigiu. Deci el numai acolo a stat, îți jur, 45 de minute cât am... Acum imaginează-ți perspectivă. Adică poți să-ți arăt o perspectivă în care acest lucru poate fi normal. Zi. Imaginează-ți că e un copil. Da. Care are 3 ani. Băi, și orice îi dai să mănânce, băi, nu mănâncă. Băi, nu vrea scuipă. Nu vrea să mănânce. Plânge. După aia e mufturos că e foame. După aia te gândești, băi, știi cum e? Mâncatul la copil, deci când nu-ți mănâncă copilul, n-ai, dacă nu treci prin asta, n-ai cum să-l descrii. Băi, te doare, ți-e de 10 ori mai mult foame cât e foame lui. Face aia cu avionul. Încerci cu avionul și nu merge. Și pui ăla? Și singura soluție, băi, îl ții așa zile întregi, îi gătești, îi scuipă, urlă, vomită, scuipă pe tine. Da? Băi, și ți-e frică, te gândești, băi, ce naiba fac eu să-mi hrănesc copilul? Și n-ai, nu știu, un expert sau nu-ți permiți un expert sau nu știu că există să te duci să te învețe să-l hrănești. Băi, și singura chestie care funcționează, i-ai pus ăla și el se uită și poți să-l hrănești. Joacă-o pe asta. Și da, înțeleg. Mi se pare că ai deschis cutia Pandorei, că în momentul în care l-ai pus, e sănătate, la revedere, te-am pupat, nu mai există. Foarte posibil, foarte posibil. Dar pentru mulți oameni, asta e o soluție. Și hai să-ți explic, așa, în legătură cu telefonul, sunt tot felul de ghiduri despre când e bine ca copilul tău să aibă primul telefon. Și studiile spun că undeva pe la 12 ani. Așa m-am auzit și eu. Și că nu e bine să te uiți pe la ecran sau maxim, nu știu... Un pic. Deloc până la 2 ani. Da. De la 2 la 4 ani, jumătate de oră, după aia crești progresiv. Studiile astea sunt destul de, sau concluziile sunt destul de nerealiste, pentru că copiii în ziua de astăzi, din clasa 1, au telefoane. Da. E o chestie utilă pentru părinți, în primul rând, că poți să-l suni, poți să vezi pe GPS unde e copilul, pe radar, ai contact. Dă drumul la radar, uite unde se duce, dă-i curentul, dă-i curentul, înapoi, m-a prins mai că... E o chestie utilă. După aia e o chestie socială. Dacă toți copiii din clasa ta au telefon... Sigur, te duci acasă... Tu n-ai telefon, e nasol, trebuie să ai telefon.
problema nu este niciodată copilul cu telefonul. Dacă tu o să fii atent la copilul tău, dacă tu o să te joci cu el, dacă tu o să-i dai atenție, copilul nu o să aleagă niciodată telefonul sau desenele animate. Correct. Dacă ești acolo. Dar asta înseamnă că tu trebuie să fii acolo și nu doar fizic. De foarte multe ori eu mă regăsesc în situația asta în care sunt fizic cu copiii mei și mă gândesc la ce am de filmat, la un script, mă gândesc la ce s-a întâmplat acolo, mă gândesc la ce stau și mă gândesc și trebuie efort să te teleportezi înapoi în propriul tău corp și să fii prezent acolo. Deci problema niciodată nu sunt copiii, ci sunt părinții cărora le e mult mai simplu să arunce acel copil, să aibă copilul pe canapea în siguranță, i-ai aruncat telefonul și după aia te gândești de unde învață copilul, din nou. Învață de pe telefon. Ăla este mentorul lui, nu mai ești tu. Că nu vreau să judec pe nimeni, pentru că eu nu sunt părinte și pot să am detașarea, zic, uite, știu la aia, mă stă, că stai, poți să-mi imaginezi un copil, și ai pus veștiul la masă, stai acolo, i-a pus telefonul, în același timp mă gândesc, noi trebuie să facem tot efortul, știu că e obositor, dar să depășim acel prag în care ai vrea doar să ai un pic de liniște, știi? E posibil. Din nou, eu cred că dacă tu te ocupi de copilul tău, cauți jocuri care să fie interesante cu el, specifice vârstei lui, îl bagi în seamă și la un moment dat, când nu mai poți, că să zice, ai ieșit cu cătă, nu mai, poate n-aveți, nu știu, n-aveți bonă, stați toată ziua cu copilul și aveți nevoie de timpul ăla, băi, la un moment dat e poate mai sănătos să ai timpul ăla cu cătă și copilul să stea deconectat de la voi, să stea pe telefon 20 de minute cât voi să ciocniți un pahar, să vorbiți ceva, adică și să nu fiți mereu acolo. Adică E de doză. Dar copilul după aceea trebuie să înțeleagă că este reguli, a stat 20 de minute, s-a luat telefonul și sunt niște reguli care trebuie să se aplice mereu. Și cel mai important, că sursa lui principală de joacă și de evadare ești tu. Da, și dacă tu n-ai chef să faci asta, poți să-i dai telefonul. Și de multe ori, de fapt, părinții asta fac. E mult mai simplu să-i dai telefonul și să te lase în pace ore în șir, tu să-ți faci treaba sau să te odihnești, decât să te ocupi de copil, ceea ce e de multe ori epuizant. La modul serios. Ca asta, cu nedormitul. Dar eu tot mă gândesc. Nu doar, uite, am dat-o pe... Deci, și asta nu e o anecdotă, se confirmă din caz în caz. Taică-miu a luat-o acum câteva săptămâni pe Navani. Navani are acum 1 an și 4 luni. Și a stat cu ea 2 zile. Și după aia îmi povestește, după aia ne-a dus-o și zice, băi, nu știu ce dracu s-a întâmplat, a început să mă doară capul, am luat pastile, nu mă durea, mă durea spatele, nu mai puteam. Și că când ne-a dus-o înapoi, a stat cu ea 2 zile, de un copil de 1 an și 4 luni, când ne-a dus-o înapoi, zice, băi, mi-a trecut deodată durerea de cap, mi-a trecut durerea de spate, m-am simțit deodată ca în propria mea viață și m-am dus cu cea mai mare bucurie la muncă, m-am relaxat la muncă, m-am dus să mă relaxez la muncă, m-am simțit bucuros. Atât de greu este uneori să stai cu... Vai, să stai să vezi un copil. Deci nu mai duci copilul acolo. Îți pleacă mansarda. Te strigi la masă, se stinge ceva acolo. E atât de epuizant, pentru că copilul... Și când e ușor, de când se naște până pe la 1 an? Ușor? Atunci e cel mai ușor. Pentru că nu are nevoie de atenție. I-ai schimbat scutec, i-ai dat lapte, doarme. Doarme. Dai două ore, citești, faci. Iar se scoală, îl prim puțin, stă, se uită, doarme. După 1 an, când începe să umble, începe să meargă, se uită în continuu, stai în continuu cu o mică maimuțică pe care, ok, o iubești. Lesă. Da. Păi nu sunt există hamuri, acum, hamuri. Da. Îl ții acolo, stai și tu pe bancă și dai. Băi, și vrea de toate și dacă nu-l bagi în seamă, strigă după tine. Navani, știi ce a învățat primul cuvânt pe care l-a învățat? Zice, dă. Că îi place să mănânce foarte mult și când te vede în bucătărie să faci ceva, sutra tine zice, dă. Așa, ca să nu se înțeleagă că, hai, dă. Adică, dă, și întinde mâna așa foarte amuzant. Așa zice, dă. Dă. Dacă mănânci ceva, zice, dă. Păi nu. Și dacă nu-i dă. Hai de tati, scoate banii, următoarea problemă. Scoate banii, tati! Fii atent. Da. Asta că am tot vorbit de mâncat, de nu știu ce, de copii care nu vor să mănânce. Pe vremuri, acum sunt alea de faci blend. Blenduiești. Da. Pe astea, măr, pară, mixere și, mixere și toate felurile. Pe vremuri, eu știu că mama aia, la un moment dat, pentru că n-aveam, făcea blendă în gură. Da. Blender manual. Stătea mama, avea toți dinții.
Aha. Da. Tot de acolo freca, scuipa piureu și la copil. E ok? Dar cred că câte animale nu fac asta, multe animale, de exemplu, la puișori mici, nu că mestecă, mestecă în ghit, digeră și după aia dau înapoi și dau. A, se poate așa. Uite, nu. Acolo n-am ajuns. Acolo deși nu era... Acolo nu e bine. Ar fi prea cid. În Târgu Ocna orice e posibil, îți jur. Mama, e ce faci? Hai că acum scot mâncarea la copil. Ah! Hai, mama, e sarmale. Da, asta ar fi prea mult. Okay, există, deci, un risc, există un risc de a transmite copilului tot felul de patogeni. Dar, din nou, e aceeași teorie a igienei. De exemplu, da, poți să ai carii, de exemplu, poți să ai herpes, poți să ai HPV, poți să ai, nu știu, alte viroze pe care le dai mult mai ușor, normal. În cavitatea bucală. Da. Deci fără. Fără, dar asta, există și foarte multe sfaturi aiurea care spun, băi, este foarte nesănătos să-ți pui copiii pe gură, de exemplu. De la o anumită vârstă, normal, adică dacă, măi, dacă ești om de bun simț și ești rațional, îți dai seama că la o anumită vârstă când a crescut, când are 5 ani, băi, nu prea merg nici ție în zine. Deja om cumva destul de conștient, da? Mm-hmm. Băi, dar când e micuț, băi, când e micuț, când e ca o gogoșică, dacă îl pupi, și sunt atâtea culturi și atâtea, cum zic, țări civilizate în care oamenii fac asta. Și nu există niciun fel de efecte adverse sau riscuri în privința asta. Se pare că un pupat, deci, poate să fie așa. Hai să mai zic de încă o chestie pe care am auzit-o și asta chiar e, am nevoie de. Deci erau un, doi părinți cu un copilaș, cu un băiețel, da, și aveau o problemă la puțulică. Și s-a dus la doctor și el era, dom'le, nu-mi dau seama. Câți ani? Un an, doi ani, pe acolo. Dom'le, nu-mi dau seama, și întrebau, ați făcut? Nu, nimic, a atins, nu, era iritat, era ceva nasol cu el la puțurică. Și zice tatăl înainte, a, am uitat să vă zic, noi uneori seara, înainte de culcare, eu mai... De ce? Ca să crească. Că ei credeau că ăsta e un mit, că dacă e o frești băiatului, să aibă cuculețul mai mare, când o să crească. Da. Nu e, nu? Nu cred, nu. Sună destul de creepy. Dă-i mama acolo. Că... Da. Cacaul copilului. Aoleu. Ce? Vreau să trecem prin niște culori, să vedem care este culoarea potrivită. Cacaul copilului la 2-3 ani. Băi, aici există într-adevăr niște charturi care îți spune ce se poate întâmpla cu acel, ce, de ce cacaul ăla e verde. Verde. Aici e un pic de indigestie, cred. Deci aici nu bag mâna în foc de răspunsurile mele. Dar aici e un pic de indigestie, poate niște sucuri biliare. Sau l-ai scăpat cu oile pe turmă. Da. Dacă e așa, e berită. Nu știu, nu cred că poate să fie așa. Nu știu să zic. Da, aici poate să fie două variante. Ori am mâncat ceva care are pigment roșu, de exemplu, poate să fie... Roșii. Nu, roșii, nu. Sfeclă, de exemplu, da? Okay. Poate să iasă un cacă roșu, dar nu de culoarea asta. Poate dar să fie poate să fie roșu să nu se sperie sau oamenii. Sau poate să fie... dacă este roșu așa, trebuie să sun doctorul. Da, pentru că poate să fie... Aici e din nou... Deci nu, culorile astea sunt nerealiste. Eu zic... tenta de culori. Dacă este mov spre închis, poate din nou să fie o hemoragie, da, undeva, poate să fie, deci poate să fie urme de sânge. Sau poate să aibă rude caracatițe. Da, corect. De unde știi? Poate să fie melenă, care melena este o sângerare digestivă superioară undeva din stomacel, care se digeră pe parcurs, sau poate că a mâncat afine. Se întâmplă să mănânce afine, de exemplu, să fie scaunul așa. Nu e caca așa? Ăsta nu e caca așa, poate să fie caca, un caca icteric alb. Adică într-un icter, de fapt, cacao este colorat de culoarea asta, pentru că culoarea asta o are bilirubina, care se secretă prin sucurile biliare și e galbenă. În momentul în care se astupă la ficat ceva și bilirubina nu mai curge, caca se decolorează și se face alb, dar nu este așa, este pur și simplu deschis la culoare. N-am de culoarea aia de care zici tu. Eu am numai așa. Deci asta ar fi cea mai ok, zici tu? Nu, n-ar vedea. Niciuna nu e ok. Nu. Asta. Nu e bună nici asta. Nu cred că poate să existe culoarea asta, nu. Dar dacă... Nu știu, dacă ai un copil care e patriot, nu poate să...
Uite, bă, s-a căcat steagul României, jur. E foarte la îndemână să ai... Asta. Da, e un pic icteric, e mai aproape. De iar icteric. Da. Uite, domnule, uite un caca sănătos. Da, corect. Ăsta, da. Dar ce îi zice de ăsta? Nu e cel mai... Ălaltul era mai ok. Deci, ăsta e cel mai apropiat căcuța? Nu, mai trebuie să fie mai închis. Măi, uite cum e masa asta, dai masa asta, de ce? Adică vrei să zici că masa lui Cătălin e un căcat? Asta vrei să zici? E culoarea lemnului, așa e culoarea lemnului, da. Deci asta e căcuța ok la copil. E prea deschis, da, dar e ok. O mai închidem un pic. Da. Hai că am vorbit și de căcat. Vreau să vorbim acum de manele. Credeam că urmează ceva, că urmează să scoți ceva, da. Nu, ce să scot? Vreau să vorbim de manele. Da. Manele. Ce aveți cu ele? Păi ce aveți cu ele? Ce nebiloare aveți cu ele? Pentru a pregăti copilul. Da. Pentru a face față societății în care el intră. Da. E ok din când în când să-i mai punem salam, guță? Țanca. Nu înțeleg de unde vine întrebarea. Adică tu obișnuiești să asculți asta și nu știi dacă stai abții sau... Nu! Deci... Îi dai și simfonică, îi dai ce vrei. Dar ca el să aibă paleta cât mai largă, să-i mai pui și câte o manea din când în când. Mm-hmm. Să-l pregătești pentru societatea în care el o să intre. E o întrebare foarte complexă. Nu, eu îi pun manele Anastasiei și Luna Vanei. 4 nopți și 4. Da, dau moda. Așa, apoi toate diamantele supera. Toate diamantele și când ai pus-o, începe nebunie. Apoi am eu un remix de la Salam care se cheamă Sistemul de percuție Mumbachton. Dacă era sistemul de perfuzie, era mai aproape pentru tine. Corect, da. Sistemul de perfuzie! Mumbachton! Dă un bisturiu, mă! Răspunsul, de fapt, e mult mai complex și am avut un debate pe tema asta cu mai mulți oameni care mi-au arătat o perspectivă pe care cumva o ignoram, pentru că, din păcate, muzica asta de multe ori se propagă niște mesaje, fie și rasiste, fie misogine, niște mesaje toxice. Și, aparent, am putea zice că, băi, dacă ascultăm manele, promovăm mesajele alea toxice. În realitate, muzica nu se ascultă cu intenția de a respecta o mare parte, adică muzica nu se ascultă cu intenția de a respecta sau de a urma exemplul a ce se întâmplă acolo. Dacă asculți rap cu împușcături, cu șmecherală, nu știu ce, asta nu-i transformă pe oameni. Am ascultat rap, paraziții, mafia, toată copilăria mea, n-am dat în cap la nimeni, n-am furat, n-am spus nimic. Același lucru se întâmplă, de exemplu, la filmele polițiste. Da. Bunicile noastre credeau că dacă ne uităm la filme cu Jackie Chan și cu Van Damme, o să ne batem pe stradă. Băi, pe mine Van Damme, cumva, imaginea lui Van Damme din copilărie, m-a ambiționat să fac sport și să-mi doresc să arăt mai bine, de exemplu. Dar nu m-am ambiționat niciodată să fac, să mă lupt. Și cred că același lucru e valabil și la muzică. Fie că vorbim despre manele, fie că vorbim despre trap, unde versurile sunt oribile la modul la care eu nu pot să le ascult, dar înțeleg perfect că un tânăr care e mai rebel și mai cu hormoni vrea să asculte. E regina nopții, se zat morții, nu știu, nu? Mamă, bravo! Mi se pare că, nu știu, se... Sunt ușile mamaie de la țară, așa mi se pare că... E și o șmecherea acolo. Dar și eu înțeleg feeling-ul unui adolescent de 14 ani care ascultă muzică și s-a drogat, nu știu ce. Eu nu cred că... Bine, într-adevăr, cred că romantizarea drogurilor, de exemplu, în genul ăsta de muzică în care tu asculti pe Rava și ți se pare că ești șmecher să bagi 3 piluri și după aia să te spargi și te-ai spargi și nu știu ce, aia nu mai e ok. Dar, din nou, cum să ferești copilul de ea? N-ai cum, trebuie să ai o discuție cu el și asta e, să-i dai o educație bună, să sper că lucrurile se vor întâmpla ok. Adică să aibă mecanisme să discearnă lucrurile. Dom'le, ai o muzică pe care ascult, dar nu trebuie să fac ce zice muzica aia, punct. Și dincolo de ce zici tu, e fix discuția de la început. Cel mai bun mod de a-ți feri copilul să devină un dependent de droguri este să-l iubești când e mic. Dacă îl iubești și dai tot ce-i trebuie, fii un om complet care... nu o să aibă nevoie de acele droguri. În schimb, dacă tu faci un om care este incomplet, el o să-și umple mereu golul cu acele droguri, să ai în risc să ajungă acolo. Revenind la manele, poziția mea oficială pe care o și enunț și pe care o și practic în viața de zi cu zi, este, sau părerea mea, este că manelele astea de bun simț, gen
Alo, Delta Force. Alo, baza, baza. Chiki, 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 boom. A tras fata un fum. Se mișcă pe rututu. Dă din ea de iese fum. Chiki, chiki, ba. Dar nu te opri, te rog. Zi-o până la capăt. E pur și simplu amuzantă. Deci eu când, de exemplu, dacă mergem la munte, ascultăm de toate. Deci noi ascultăm și rock, și ascult și Disturbed, și ai, Deftones. Oricum, și... drumul e 10 ore cât faci. Adică ai tot timpul... A, de, corect, depinde când pleci, da. Dacă pleci când trebuie, faci 2 ore. Când trebuie. Când la 6 dimineața sau în timpul săptămânii, dacă poți. Și te întorci înapoi sâmbătă când lumea pleacă. Mă rog. Deci, ascultăm toată aria de muzici, ascultăm și muzică clasică. Băi, când pun Țancă Uraganul, păi toată mașina e sus. A sărit mașina. Și cum face Navani? Mașina aia PDN care face așa. Trebuie să-ți arăt cum face Navani. E Mihail, bagă manele deci... la copii, mă. Deci Davania aia mică, când pun muzică, face, face așa, se mișcă așa, face, zac, face zac, pleacă zac, corpul zac. Fără ea. Normal. N-ai ce să faci, ori să zici eu, ce te mișcă. E, problema, e un stil muzical care îi distrează pe oameni și cred că trebuie să-l abordăm cu super mare diversitate, și, fraților. Corect. De la ce vârstă poate să aibă un copil un cont de TikTok? Și de ce te întreb? Că dacă are cont de cât mai mic, poate să ajungă să producă bani mai repede. Și să pună și el, pentru că asta e marea mea problemă cu copiii. Mm-hmm. Nu plătesc chirie, nu pun la întreținere, curentul ăla de tot îl lasă aprins, nu-l plătesc, gaz, mâncare, deci ei numai consumă. Să nu dea și ei înapoi, bă. Ar putea și după aia te înjură când crezi mari și zici că nu te mai suport și că nu poți să te mai văd în fața ochilor, mamă și tată, voi nu sunteți părinții mei, și fuge de acasă cu una și o lasă însărcinată. Păi pentru ce dracu te-ai șters la curmă, nenorocitule? Deci tu știi ce vreau să fac eu? Eu vreau să fac poză la fiecare căcat al copilului meu. Deci la fiecare șters de căcat al viitorului meu copil, vreau să fac un clip de 5 secunde. Să fac așa cum îți las cuadru cu curul tău plin de căcat, cu fața mea, căpute, ștersul, împachetat, scutec nou. Când copilul are primul, nu te mai suport, îți zic, vino un pic. Hai să ne punem un pic la televizor. Nu e chiar și așa. Și pun nu, toate nu, clipurile cu toți căcații. El nu ți-a cerut să-l aduci pe lume sau să-l ștergi la fund? A fost alegerea ta și ai făcut-o pentru tine. Adică foarte mulți... Să mai arunce și asta. Nu eu am cerut să fiu pe lumea asta. Da, categoric. Dar așa e... Ura ta de acolo. El n-a cerut să vină aici. A fost alegerea ta și a partenerii tale. Nici eu n-am voi cerut să fiu pe lume ca să șterție căcatul. Așa poți să duc. Da, nu. N-are nicio obligație copilul față de tine că l-ai șters la fund, că l-ai crescut. E obligația ta să faci asta. Și după aia... Și după aia e cum te ocupi de el, așa o să-l ai, practic. Da. Mm-hmm. Cred că da și nu. Adică sunt atât de multe variabile eu, aici. Dumnezeule, e... Deci și genetic și... cum ești tu crescut și ce traume ai tu nerezolvate și le aplici pe el și ce traume ajunge el să aibă. Pentru că traumele noastre nu sunt că a venit taică-tu și te-a bătut. Da. Există copii la țară care, din nou, asta nu e o invitație la a bate copiii, dar există copii la țară când ai un tată de ăsta sincer, zice, ai fost la porumb, ai furat, hai să-ți dau una la fund, nu știu ce, dar are cumva o atitudine de asta ca și cum ar fi normal și tu ți-ai luat-o la fund. Dar nu te traumatizați, s-a părut ceva normal. Dar există situații în care tu stai la masă și se vine taică-tu la tine și zice, auzi, tu nu ți-ai făcut tema, poftim, și face, te manipulează așa cumva și chestia asta te-a traumatizat. Rămâne, da. Și nici tatăl nu și-a dat seama, n-a vrut să facă asta, nici tu nu ți-ai dat seama și dacă nu te-ai dus la psihoterapie, nici nu știi că asta te-a traumatizat și de fapt toată viața ta e niște alegeri ca să eviți momentul ăla. Și atunci lucrurile astea sunt atât de complexe și cine crește copilul și cu cine mai intră în contact și ce vede și în ce lume se află, încât, din păcate, în parenting nu poți să tragi niște reguli clare în afară de astea. Iubește-ți copilul, ocupă-te de el ca și timp și nu știu ce mai era a treia și Doamne ajută. Există în film, în Tati Part-Time, personajul pe care îl joc eu, care a fost crescut de părinții lui cu mai puțin de ce ai zis tu, adică cu formă mai mică de iubire, cu poate absența tatălui la un moment dat, în care el a avut parte de aceste vorbe de pe vechi. Și vreau să le discutăm un pic cum am putea să le traducem în limbajul parental de azi. Eu te-am făcut, eu te omor. I make you, I kill you. Eu am auzit-o. Da. Adică și știu că părinții care au spus-o n-au
crezut-o cu adevărat, uh-huh. dar e o formă de furie în care tu trebuie să te supui mie. Hai să zic cum îi zic eu, Anastasie. Da. Zic, fii atentă. Îți aduce aminte că acum 4 ani ai vrut să faci asta? Și după aia, peste alți 2 ani, ai zis, a, nu era corect, într-adevăr, ai avut dreptate. E, și acum există situații în care ție ți se pare corect să faci ceva, ți se pare incorrect că eu zic nu face asta, dar te rog, ai încredere în mine că poate știu mai multe decât tine și poate că, uite, ce îți recomand eu să faci sau ce zic să faci este mai corect pentru tine acum. Și o să vezi că o să crești și o să-mi dai dreptate că asta a fost corect. Poate mă înșel, dar cele mai mari șanse sunt ca ceea ce zic eu să faci să fie corect. Așa că lasă responsabilitatea în mâinile mele pentru că eu te cresc, eu sunt adult, eu răspund și uite, asta e regula. Și cumva într-un final înțelege. Zice, băi, da, mă oftic, dar mi se pare, adică cumva are sens ce zici și cred că posibil să ai dreptate. Ok, hai să facem așa, știi? Și dacă... E un fel de, eu te-am făcut, eu te omor, dar reformulat. Lung, da, lung. Uneori poate da, să zică lumea, Doamne, atât de lung, mai bine zic, eu te-am făcut, eu te omor. Sau la final, și dacă nu înțelegi asta... Da, copii, ziua de astăzi înțeleg atât de bine și trebuie să-ți iei timp să te așezi și să vorbești cu ei. Pare că uneori tu încerci să te cobori la nivelul lor, dar nu trebuie. Adică chiar poți să explici... Tu zici, stai, cum se explică acestui copil care nu înțelege lumea și el e probabil să înțeleagă mult mai repede. Da, nu, lucrurile. Înțeleg foarte bine, înțeleg foarte bine. Zi-mi asta, scot militaria din pod. N-ai auzit-o? Nu, scot militaria, adică... scot militaria din pod, adică da. Tu faci odată de două, dacă scot militaria din pod, adică da. Gata, I'm not gonna be a nice guy anymore. Mm-hmm. Încep să scot armata. Da, fie mult mai civilizat, faci așa, îl înveți în funcție de vârsta lui, dacă înțelege prea trebuie că la 7-8 ani trebuie să înceapă să înțeleagă, faci, și e și o lecție de educație, până la urmă, de lumea reală, faci cu el un contract. Contract. Da, pe foaie, scrii cu pixul sau la calculator. Cu clauze de aia de 100 de mii. Contract. Dacă nu, dar cu pune... consecințe. Clauzele sunt, de fapt, consecințe. Da. Da. Și faci un contract în care scrii părțile, tu, el... Și scrii numărul de reguli. Regula numărul 1. Când intrăm în casă, ne spălăm pe mâini. Regula numărul 2. Încălțările se pun în locul cu tare. Regula numărul 3. Ca, în primul rând, strângem hainele, ducem ghezdanul cu tare. Nu e un mediu regula prea controlat? Sau... Nu, de, bine, adică regulile sunt de bun simț. Uh-huh. Să te speli de bun simț, să nu-ți, adică să nu-ți lași, dacă tu, ca copil, intri în casă și îți arunci geaca pe jos în fiecare zi, cineva te strângă după tine, asta o să acumuleze frustrare și o să ducă la un copil needucat. Și atunci tu trebuie să zici, trebuie să pui mereu geaca în cuier. Și el nu o să o facă. Și tu poți să vii și să zici, auzi, vezi că scot militaria din pod. Sau zici, uite, facem regulile astea, ca să nu mai certăm, ca să nu țip la el, să nu-l agresezi. Uite, astea sunt regulile casei și regulile se respectă, iar pentru fiecare regulă nerespectată există consecințe. Spre exemplu, și consecințele trebuie să fie proporționale. Nu ai făcut... Să stai curentul din cameră și căldura, să stai acolo în frig. Trebuie să le gândești, să vezi ce... Adică nu trebuie să fie gen, nu ai pus haina în cuier, îți vând telefonul sau... Da, urmă. Doamne, și nu trebuie să fie totul atât de mama da. Aia. Adică el trebuie să știe să, și alea să fie organice, de fapt, adică el să se construiască într-un individ care să fie natural să facă lucrurile. Da, de exemplu, nu ți-ai pus haina unde trebuie, o să fie astăzi responsabil la cină să strângi vasele. Poftim. Nu e ceva oribil. Și plus că poți să-l și responsabilizezi din când în când să facă treburi în casă. Când faceți curat, el să strângă jucăriile, el să strângă 2 zile pe săptămână, să strângă vasele, să le pună mașina de spălat. Sunt niște treburi casnice care îl predispun cumva la o muncă din asta în comun și dacă nu respectă regulile respective, face ceva în plus. Și atunci învață. Și atunci înțelege că sunt niște reguli într-o societate în care trăiește și trebuie să-l respecte. Și ca să încheiem ușor, ușor pe o notă pozitivă, ți se pare cumva că ăsta e un gând care mă ține cumva așa foarte acordat și în priză cu ideea de a face un copil, pot să pun toate cheltuielile copilului și după aia să-i dau nota de plată pe la 18 ani? Adică pamper și lăpticul, perele, piureuțul, pizza aia specială, hăinuțele și când se face mare, când se angajează undeva la un job, după 5 ani... Asta ar fi o idee pentru o bancă, știi, să facă un cont ăsta care din start să meargă pe minus, știi? Da, pe minus. Pe numele lui. Pe numele lui. Și el, când se angajează prima oară, păi aveți datorii de... Și el să muncească primii lui 5 ani, pentru mine să-mi dea banii înapoi. O să râzi, dar afară există... Dar eu fac asta.
fără să dai. Doi copii, ori doi, îți dai seama ce bani îmi iau în 20 de ani. Ia vino Anastazino cu aceea. Există, apropo, fii atent, există, asta mi-a zis un prieten și nu știam și o chestie super șmecheră. Există, făcut de stat, da, un program care se cheamă Junior. No, e okay. E okay. Programul Junior. Trebuie să pui în fiecare, e practic, fiecare copil care se naște în țara asta are un cont deja pe numele lui, cumva. La trezorerie. Da, a cerut el? Și dacă depui acolo, mi se pare că trebuie să pui 50 de lei pe lună. Așa. Și poți să-i pui pe toți odată. 600 de lei pe an sau 1200 de lei pe an, ceva de genul ăsta, se duc în contul lui, e un cont de trezorerie, deci tu dacă faci transferul pe contul de trezorerie și scrii GNP-ul lui... Zic câți banii ții pentru reclama asta. Zic ai tot, ai așteptat și mi-ai plantat-o aici la final. Și fie statul îți dă în fiecare an 50% dobândă. Deci ca să încredere în statul 50%. Ăsta. Ai și copilul, și singurul care poate să ia banii e copilul. Adică concret... Deci, concret, tu pui undeva la, de-a lungul vieții, nu știu, adică până faci el 18 ani, pui, deci nu mai știu suma exactă, dar pui undeva la 6.000 de euro sau 7.000 și el își ia, nu știu, 12.000 de euro. Se duce și are bani să-și ia o mașină sau... Să-și ia el ce vrea de capul lui, bestia asta de copil care mi-a mâncat zilele. Da, dragi părinți, faceți copii, dar dacă veniți la tati part-time, cei care n-ați făcut încă, și o să vă mai gândiți. Eu, înainte să fac primul copil... Am avut o seară așa în care am stat, am ieșit în curte, stătea taică-mi afară, era pe la 10 seara, întuneric. Păi, eu am chef să fac un com. Da. Eu zic, bă, tată. Dar câți ani aveai? Acum 10 ani? Nu? Păi, 11 ani. Stai așa. Nu, păi Anastasia are 9 ani, deci acum vreo, 10-11 ani. Aveam 25 de ani. Și mi se părea deja cumva târziu, pentru că taică-mi a avut primul copil. Nu încă. Ba da, o terminasem. Da. Era spre final de facultate, da. La 25 de ani eram ultimul an de facultate. Și taică-meu l-a făcut pe fratele meu la 17 ani. Mamă! Și pe mine m-a făcut după aia la diferență de 8 ani, deci la 24 de ani. La 24 de ani taică-meu la 2 copii. Deci îți dai seama ce a făcut fractul de a zis nu, facem pauză de la copil, că e așa. Eu am fost din întâmplare. M-am întâmplat. Cred că și eu. E mai mult ca sigur că am fost o întâmplare. Și l-am întrebat, zic, bă, parcă mi-aș dori un copil, dar... Am intrat cumva în discuție, nu știu dacă am inițiat-o eu, dar i-am zis, bă, parcă mi-aș dori un copil, dar nu mă simt pregătit. Mm. Și el mi-a zis, bă, niciodată... Nu o să fii pregătit. Nu o să fii pregătit. Și ai tot ce trebuie ca instinct, te-ai cum e medic și el, tot ce trebuie ca instinct, nu trebuie să te învețe nimeni, să-l schimbi, să-l ții în brațe, să-i dai mâncare, să ai grijă de el. Ai instinctul ăsta în tine, trebuie doar să fii de bun simț și să știi să-l asculți și să ai timp și dorința asta. Tot ce trebuie, de fapt, e dorința să ai un copil. În rest, niciodată nu o să fii pregătit, pentru că, de fapt, ești pregătit oricând să îl ai. Sper ca și voi, de acasă, cei care vă uitați la noi, să aveți bun simț și să veniți la filmul ăsta, pentru că e chiar minunat. Am lucrat alături de o parteneră extraordinară, Eva Măruță, și cred că a ieșit un film în care foarte mulți părinți se vor regăsi și cei care încă nu sunt părinți se vor regăsi și vor avea acolo de cules foarte multe emoții și... Ai, uite, chiar scrie un film de Letiția Roșculeț. Letiția Roșculeț. O salut pe Letiția. O salutăm și noi pe Letiția, extraordinară. N-a avut plăcerea să vină să ne vadă aici. Nu, a venit pentru că... Are alte lucruri mai importante de făcut. Nu-i pasă de noi. Da, evident. Corect. Pentru că a zis că nu mă suportă pentru că a stat o lună. Atât s-a putut. A stat și cu tine și timp și nu te mai suportă. Da. Și aia e. Domnul Mihail aici de față, care nu mai profesează, pentru că... mai ce să vezi. Nu ți-e dor de halatul ăla? Băi, mi-e dor, aș băga o mână. Ieri am fost, de exemplu, am filmat un material la un spital privat în care am făcut o zi de viață. Ia, bre, dă-te așa, dă-te așa. Nu, dar am intrat în sală și când vedeam plaga aia cu stomacul ăla care era prins în capse și trecea doctorița cu, îi făcea un surge și trebuia să apuce, e stomacul tăiat, sunt niște capse puse și trebuie să apuci de aici și de aici, de aici, de aici și să strângi. Mamă, deci așa de mult aș vrea. Nu știu ce o să fac și nu știu când ce îmi rezervă viitorul, dar mi-e foarte dor să mă întorc în sală și să fac niște suturi. Să bag o mână în om, ca să zic așa. Asta, să bagi. Să nu-ți ieși din mână, domnul. Dar poți să-ți... Dacă mă întorc, o să reia ușor. Că în chirurgie știi cum ai foarte multe trepte, adică nu trebuie să fii mâna întâi, poți fi mâna a doua. Adică, care e cea mai dificilă operație pe care tu puteai să o faci înainte să te lași? Pe care am făcut-o sau pe care... Pe care
pe care ai făcut-o. Hai să vorbim de ceva ce ai făcut. Măi, deci mă oftic atât de tare că mă oftic atât de tare că eu înainte să plec eram cumva rezidenților, nu le se dădea, sau medicilor specialiști din echipe mari, nu le se dădea operații extrem de complexe. Mi-aș fi dorit să fac un DPC, o adenopancreatectomie, se face pentru cancer de pancreas și se scoate jumătate de pancreas, jumătate de ficat, duoden și se rămân niște țevi acolo pe care trebuie să duci un maț și să coși alte ca un puzzle, trei tubulețe. Da, vai de capul meu! Băi, și în ziua de astăzi rezidenții de ultimul an sunt învățați să facă operația asta și deci atât de tare mă oftic. E ca și cum te-ai lăsat de actorie înainte să apară filmul ăsta. Nu, nu pot. Nu, nu mai vorbim. Eu vreau să urmez ce... Eu sunt foarte fericit că ești în spațiul ăsta pentru că eu aflu foarte multe chestii și cred că altfel nu aflam și sunt foarte mulți oameni care nu aflau. Mm. Îți mulțumesc că ai venit la acest... Hai să zicem. Nu-i spune. Nu-i strica aranjamentului Cătălin. Mulțumim, Cătălin Măruță, pentru că să-i dăm drumul lui Cătălin din Debara. Că am cam terminat, da? Iată o mână care ți se întinde. Mulțumesc frumos că ai venit. Eu mulțumesc. Mamă, aștept la o glumă să ai ceva în mână. Nu, Doamne ferește. Domnul! Vezi că nu se pierde instinctul. Da. Haideți să ne... Am aici la spate. Deci am o contractură aici, dacă să vă puteți uita un pic. Da. Haideți că mai trebuie să te deșați. Gata, să te deșați. Ok, gata. Poți să-mi ia apă?